Dumneavoastră ați lucrat în viața dumneavoastră? Am lucrat. Unde ați lucrat? Am lucrat pe la, pe la mină, cu 2 ani, jumătate, 3. Am lucrat pe la Mărăsăș, Bătrei. Am lucrat la CFR-ul, vreo 4. La construcția, vreo 5. Aveți vreo 30 de ani de vechime. Și pe la Constanța, vreo 3 ani, pe la construcție, pe la CFR, pe la CPL-ul, la mobilă, l-am pachetat. Și mai aveți și la IASI-uri? Dar nici nu mai discut, la IASI-ul am vreo 15 ani. Și pensie n-aveți? N-am, că am pierdut cartea de muncă, ca să vă spun drept. Tot m-am mutat de acolo până acolo, cu copii, hai acolo, hai la Cosnești. Și la CFR-ul, pe papă, l-am mutat. La CFR-ul, pe papă. Cu ce trei? Mă, și așa noi de coro până coro, pe la oameni, câte 2 zile maxim pe săptămână, 3. Noroc am, noroc nu fumez. Și mai aveți copii nepoți? Da, cum să n-am, am 12 nepoți. Și aici stați 12 copii? Da, 12, da, dar nepoți să mașa mai dormim să fie jos, să, cum putem, da. Tu mi-ai dat-o pentru cine? Te-ai simțit dumneavoastră? Da. Și ea a lucrat, a lucrat, doamnă? Da, bineînțeles că am lucrat. Nu aveți crezi, aveți nimic. Și asta sunt situația lor. Deci nu are cine să umbli pentru ei ca să poată să aibă și ei drepturile lor ca fiecare cetățean. Și au muncit. Mai să mâncăm mâine, dar nu ne ajunge să mâncăm mâine cu atâta copii care avem. E foarte greu.